Am dat așa palma cu fiecare și mi-am dat seama ce muncă e, la câte bătături aveți în palme. Da, stați cu fața la televizor, haideți să vă dau un pahar cu apă întâi de toate, că așa este frumos. Ați venit la noi, luați un pahar cu apă, după care o să trească să vorbesc eu cu telespectatorii 30 de secunde, timp în care voi rămâneți la bustul gol, vă dați cu pudră și ne faceți o demonstrație în direct, corect? Da. Perfect. O luăm cu începutul, să vă cunoască și cei de acasă. Deci voi sunteți campioni mondiali? Tu? Păi eu, dacă ea, sunt toți. Da, eu sunt campioană mondială. Campioană mondială la? La calisthenics. Asta vreau partea să de freestyle. Deci ce mai, genul ăsta exact. De sport, nu? E sport, la urma urmei. Da. Este un sport în care practic n-ai nevoie de gantere, de altceva. E doar cu corpul tău și cât mai puține, nu? Exact. Este sportul care se poate practica oricând, oriunde și la orice vârstă. Păi și tu ai concurat la băieți, că nu sunt fete sau cum? În România nu sunt fete. La nivel internațional sunt fete, da. Ok. Și tu ești campioană mondială? Da. Wow. Câți ani ai? 18 acum. 18? Da. Mulți înainte. Și când te-ai apucat? În anul 2018, la 11-12 ani, cam așa. Să zic ce am făcut înainte de asta. Da. M-am jucat pe calculator, ca și mulți tineri, mulți copii din ziua de azi. Ce te jucai? Forme? Cel mai mult Minecraft. Minecraft, așa? Nu era tu. Și? Și mama s-a apucat de sală, probabil cu gândul să slăbească. Mama ta? Da. Ce tare, și? A început să facă pe acasă câteva exerciții, un set de abdomene foarte ușor, cu speranța să începem să facem și noi puțină mișcare, deoarece activitatea principală era calculatorul. Și a reușit. Am început să fac adică după ea. Adică te-a scos din casă, practic. Hai nu, să facem trei abdomene. Casă, nu, în casă, în casă. Și am început în casă mult, 3-4 ani doar în casă am făcut, nici măcar în parc n-am ieșit. Și mama ta face și acum genul ăsta? Nu face, nu prea ar face. Ar fi tare. Ar fi tare, perfect. Dar, bun, dar a început să facă, deoarece în fiecare sâmbătă ne întâlnim în diferite parcuri din Cluj. Cine a început să facă? Mama. Mama ta? A început să se antreneze și ea, acum, recent. Ne întâlnim în fiecare sâmbătă în parcuri, diferite parcuri din Cluj, ca să vadă mai multă lume și să contribuim să se extindă comunitatea. Să... Și unde vă antrenați? Sau nu prea există locuri de genul ăsta de antrenament? Există, mai ales în orașele mari, sunt. În parcuri, nu? Da, exact, în parcuri. Sunt parcuri de calisthenics speciale. Sunt bune ca să, pentru început, nu sunt bune să faci performanță. De exemplu, eu am o bară în grădină la care mă antrenez, făcută de bunicul meu. Mie asta mi se pare tare, să ai bară în grădină. Și mulți, și, campioană mondială, și Adi, știi? Și Lav au bări făcute de părinții de familie. Hai să facem cunoștință, stai să facem cunoștință cu da. Toți. Deci aici, lângă mine, este... Eu sunt Șandru Cristian. Salut, Șandru. Câți ani ai? 25. Și tu cum te-ai apucat? Din greșeală. M-am apucat acum aproximativ un an. Am avut niște probleme medicale și niște probleme în familie cumva. Adică? Am văzut în mare așa la România au talent. Da, uite, să ții microfonul puțin. Asta n-am spus-o când m-am apucat eu. Maica mea a fost diagnosticată din nou cu cancer. Și cumva am avut o presiune pe mine. Adică maica mi-a fost diagnosticat acum undeva la 10-14 ani cu cancer, provocat de stres. Și cumva, prin ceea ce am pățit în trecut, mă simțeam cumva vinovat. Chiar dacă teoretic nu sunt. Dar de ce te simțeai vinovat? Nu știu, că tot stresul care a fost și tot ce... Credeai că oarecum ești vinovat și tu de stresul cumva ăsta? Da. Și, nu uite, asta n-am spus-o niciodată nicăieri, nici măcar ea nu știe. Și cumva... Dar știi cum e, mesajul ăsta poate să fie așa, ca și cum e... Sincer, mă abțin o scuză, pic, că e destul de... Adică nu-i vindecată rana acum. Și prin treaba adică asta m-am apucat... Adică tu erai mai golan? Da, foarte. Erai mai golan, foarte. Iar săraca mamă... Nu neapărat sărac... că golan, dar din problemele medicale pe care aveam, pentru că două săptămâni stăteam acasă, două săptămâni eram în spital, pe unde mergeam la medii spuneau că nu apuc 15 ani, pentru că o să fiu ori de la gât în jos paralizat, ori nu o să apuc deloc. Dar ce făceai? Nu am făcut nimic. Doctorița m-a scăpat la naștere în cap. La 7 luni m-a internat prima dată cu tratament de bronșită astmatică pentru că nu mai puteam să respir. Partea stângă fiind mult mai afectată decât partea dreaptă, dar și partea dreaptă fiind afectată. Și atunci când m-am dus la spital, mi-a dat tratament greșit. Mi-au spus că am bronșită astmatică. 5 ani de zile mi-au dat tratament greșit. Mi-au provocat epilepsia din cauza asta. La 2 ani au descoperit că eu tendoanele de la picioare le-am paralizate. Când am fost la doctorița de familie, au zis că doar mă prefac, că merg pe vârfuri doar că vreau să par mai mare
și așa mai departe. La 5 ani am avut prima criză de epilepsie în care am intrat în comă. Nu știu, cred că am fost de 6-7 ori în crize de 8-9 ore, adică grave. Și cam acolo, la 7 ani, mi-au spus că n-am nicio șansă să trăiesc. Adică au zis că n-am nicio șansă să prind 15 ani și cumva de acolo a venit dorința de sport, pentru că am făcut sport de când mă știu. Adică eram... Și simți că sportul ăsta te vindecă? Simți că sportul ăsta îți dă altă energie? Da, da. Băi, și... cât de important asta, mă, cu puterea sportului, știi? În 2019 eram la muncă, eram gestionar și piciorul meu stâng este mult mai mic și din punct de vedere al musculaturii și din punct de vedere al înălțimii, alte numere la păpuc și așa mai departe. Și eu când calc ceva de genul așa. Mm-hmm. Eram destul de slab, adică aveam undeva la 48 de kg de la pastile, mi se vedea pancreasul efectiv umflat, pentru că îmi dădea pastile de 1000 la 7 ani, adică ceva enorm. Deci a fost o situație foarte nasoală. Și mi-a dat tratament greșit. Eu și acum încă am probleme cu... Ți-ai microfon. Cu alimentația, adică mi-e foarte greu să mănânc și așa mai departe. Și din treburile astea au tot degenerat. Am fost la muncă și dintr-o dată am simțit că pocnește. Coloana? Da, n-am mai putut să mișc. Am ajuns acasă, m-am dus, am făcut o radiografie. Mi-au spus la spital că am 7 inele deplasate răsucite. Deci erau și deplasate și răsucite. Hernie de disc, disopatie lombară, cifoză, scolioză, absolut tot. Și acum cum ești? O să par un pic ciudat. Am dat de cineva din Iași. Asta e o poveste care atunci am început eu să cred. Deci până la 7 ani eram foarte credincios, după care, întâmplându-se multe chestii, începeam efectiv să urăsc cu oamenii. Adică am ajuns la modul în care uram și așa am ajuns cumva mai gol în Iași. Ca după care am dat de un om care mi-a spus, trebuia să intru undeva luni în operație, sâmbătă mi-a spus, hai la mine că te rezolv. Și am zis, ce poți să-mi faci? Și o să ai că o să vezi. Și m-a dus și mi-a luat efectiv inelele și mi le deplasă așa cu mâna. Și din momentul ăla am putut să mă ridic, adică m-a pus pe saltea jos, mi-a pus coloana, nu știu ce mi-a făcut, dar am simțit o chestie, o eliberare efectiv pe spate. El era kinetoterapeut? Nu știu ce era. Păi și cum l-ai cunoscut pe mâna? Printr-un prieten, printr-o cunoștință. Au zis, bă, am avut probleme cu spatele, m-a dus la omul ăsta, m-a rezolvat. Și de ce te-a făcut? Mai am dureri constante de lombar, doar că pot să merg, pot să am activități de zi cu zi, adică pot sta în picioare, pot să lucrez. Lucruri pe care înainte nu puteai să le faci. Nu mai puteam să fac la șirete, nu mai puteam nici să merg, stăteam doar la pat, adică a fost urât. Și acum faci chestia asta? Da. De un an de zile am început să o fac, am început să particip la concursuri, am început... Uite ce înseamnă okay. Și puterea sportului și dorința asta de a reuși. Din punctul meu de vedere... Ești foarte tare, jur. Mulțumesc. Ești zeu. Din punctul meu de vedere... Să treci prin toate etapele astea, să nu te dai bătut și să faci și ce faci acum, mi se pare că... Cam asta a fost, pentru că la noi, de fapt, în sportul nostru, noi avem trei ramuri. Avem partea de repetări, partea de greutăți în care îți atârni o greutate de tine și partea de freestyle pe care o practicăm și pe care ați văzut-o. Din punctul meu de vedere, partea de freestyle este foarte mult o bătaie psihică, pentru că când te vezi la 4-5 metri înălțime sau la anumite înălțimi, intervine blocajul mental și cumva eu, unul cel puțin, și am vorbit și cu colegii mei, cam încercăm să aplicăm tot ce învățăm în sportul ăsta și în viața reală. Pe mine m-a ajutat foarte mult, adică de la lucrat în producție am ajuns să conduc restaurante foarte mari. Doar adică pentru că era disciplină, așa echilibrat, exact, și disciplină. Disciplină, exact. Fii atent, noi trebuie să luăm publicitatea acum, ne întoarcem, prezentăm și restul celor colegilor, da? Și apoi arătăm și un număr în direct pentru cei care se uită la noi. Oameni buni, Calisthenics sunt ei, da? Corect? Calisthenics România. Și o să vedeți exact ce moment au și pregătit, dar și lecția asta din care învățăm că, băi, nene, sportul te poate vindeca și te poate ajuta să răzbești. Ne întoarcem imediat.